8 octombrie, duminică 2017, ora 16:20, 16:30. Am fost pe la pescari, în vizită, toți au venit de după amiază, unii au prins, alții n-au prins și acum am întins și eu 3 undițe să văd dacă prind ceva. Ultima populare cu crab a fost pe data de 4 octombrie 2017. Acum am să pescuiesc după crab, după caras. Mi-am cumpărat niște viermâși, mămăligă. Mi-am cumpărat și o nadă de asta de usturoi, cu care am făcut niște cocoloși, dar nu miroase a usturoi deloc. Scrie pe ea usturoi, dar nu știu, nu e nici căpșună, nici usturoi, că e mai mult cu chimicale treaba asta, care are fel și fel de peleți, are niște porumb în ea. Asta am găsit-o așa la repezeală să o cumpăr. La o undiță am băgat pătrățică, la una am băgat viermuși și la una o să-i bag la asta cocoloș de ăsta roșiatic așa, să vedem ce se întâmplă. Voi încerca să probez azi povestea despre presiunea atmosferică. Pe site-ul unde mă uit eu la vreme, www.vremea.me, arată acolo și presiunea atmosferică. Astăzi presiunea atmosferică este 754,7. Mâine, luni, o să fie 757. Poi mâine o să fie 762. Așa arată site-ul. Deci azi presiunea atmosferică este foarte scăzută, mică. Să vedem dacă se și prinde sau care e legătura între presiunea atmosferică și pescuit. Bineînțeles că mi-a tras la asta puțin și solunarul azi, 8 octombrie 2017, 8-a 10-a, arată pe www.pescuit-sportiv.ro, arată zi normală de pescuit, adică nici nu dă pe afară, dar nici nu stă înăuntru, cam așa. Să vedem ce reușim să pescuim în câteva ore, pentru că ziua a devenit tot mai scurtă și noaptea tot mai lungă. Apa s-a mai răcit, dar vom vedea. Vreau să spun că cred că l-am și luat. Ce-o fi ăsta? A, e un caras. Uite-l. Plecat cu tocul. Mămăligă. Nici nu m-a apucat bine. Și am luat dita mai carasul. O să-i pun o pauză ca să-l scot. I-am pus cocoloașe de-astea roșii. Și am aruncat-o din nou. Vedem și la asta. Asta am pătrățici. Se pare că nu s-a mișcat, nu trage la pătrățele. Am făcut și nada aia și am aruncat-o acum în baltă. Treaba e că rămân mâinile roșii de la ea. Cred că e plină de chimicale, ce să mai... Dar să vedem. Usturoi roșu, cine a pomenit? La sfârșit, o-mi vede. O fi bună.
O fi bună, că am prins un caras cu ea. Plouă mărunt, mocănește. Au trecut 20 de minute, 30 de minute aproape de când m-am așezat la pescuit. 45 de minute de când le-am întins și am prins doar un caras. Am pus și râmă, am pus și viermuși, am pus și mămăligă. Să vedem. Am aruncat și nada aia roșie. Și de când am aruncat nada aia nu trage deloc. Deloc, deloc. Am mutat undițele un pic mai la stânga. Și... am ratat. Îți bagă două ghidaje pe laterale. Ca să culiseze și... și este. Mamă, ce frumos plecă. Arumă. Da, vă să mănânce. Mamă, pun-o pe ăla de te... Tot vrea să o pună, vezi? Tot vrea să o pună pe ăla, da. Nu mai pune. Ia-l, ia-l! Hai! Op! Poate scapă, nu veni ea la mine asoară. Dar de unde dracu a apărut ăștia, nu pot să-mi dau seama. Cred că ți-a aruncat cineva aici. Și ăștia, ce că ai dracu să mulțește repede, de două, trei ori pe an, auzi. Să scapă nimeni. Să bag niște ștucă, niște șalău. Nu știu dacă îl mănânc. Îl mănânc. Mănâncă să... țepi aici, că nu... E îngăr, sălbatic asta, să mulțește, să mulțește și carasul, să mulțește și ăla, să mulțe lumea speriată. Am fost la... acum două săptămâni, m-a luat sticleta, hai mă cu mine, unde mă? Hai că a băgat unii pește la Maior. Zic, haide. Când am ajuns acolo, bă, ce că ați venit târziu oamenii aici, că a fost săptămâna mâncat. Dar nu vrea să o pună. Nu, nu e cu tot. Dacă vezi ce jafuri de la sete, am vrut te închid. Prinde omul cu ele, cu prinde. Cu niște textil de la pace, cu răzgăți. Da, uși, uite, ia mă hărta aici, de... pentru v-a dat 5.000. Eu vă dau 6.000. Atâta le zic. Vreți bine, nu? Băi, ce să vreți? Uai, îi dau mai cărăsoiul, bă! Stai de la adus. Să zic cunoaște, vezi că se cunoaște. Uite, stai adus. Nu e Vasile, stai de la dângă. Nu e, te arăt eu dângărlă. Uite-l dângărlă. Ce vechi. Și eram în termenul de 6 luni. Prețul. Ce să pun, mă, că uite cât am mai carasul de... nu, e dita mai somnul, somnul. Uite, frate, cât e. Uite cât am mai nenorocire de asta. Ce frumos e. Ce frumos, frate.